tuturor! Sunt Ana Maria Guguian, artist independent, consilier pentru dezvoltare personală și fondatoarea grupului iDance You. iDance You este o comunitate de oameni pasionați de dans și mișcare creativă care creează contexte de dans și contexte culturale aici la Brașov. Am răspuns cu foarte mare bucurie invitației Centrului Cultural Reduta de a prezenta câteva ateliere de dans, mai ales în perioada aceasta ușor bizară și tristă pentru noi cei care ne întâlneam săptămânal în studiouri de dans pentru a împărtăși această pasiune împreună. Așa că vă invit să vă îmbrăcați în haine confortabile, să vă luați 15 minute numai pentru voi și haideți să practicăm împreună. Vă invit acum la o scurtă practică pentru a ne încălzi bine articulațiile, a destinde corpul și poate pentru a descoperi noi feluri de a ne mișca. O să începem cu o scurtă încălzire, iar pentru aceasta vă invit în picioare, cu spatele drept, picioarele depărtate la o lățime de umeri și haideți să respirăm adânc, profund, de 3 ori. Inspirăm! Și expirăm. Inspirăm. Și expirăm. Și ultima dată. Și o să începem acum încălzirea cu piciorul stâng. O să ducem piciorul stâng în spate. Și o să începem să facem cercuri cu glezna noastră. Blânde, vrem să ne încălzim, nu forțăm. Bun, schimbăm acum sensul cercurilor și revenim cu piciorul stâng în față. Și acum o să ducem piciorul drept la spate și o să facem cercuri cu glezna dreaptă. Întâi într-un sens. Iar acum schimbăm sensul cercurilor. Bun. Revenim cu piciorul drept în față. O să luăm acum mâinile și o să le punem deasupra genunchilor. Picioarele noastre sunt apropiate și urmează să facem cercuri cu genunchii noștri. Întâi într-o direcție. Când venim cu genunchii în față, tălpile se pot ridica ușor de la sol. Și acum schimbăm sensul cercurilor. Bun. Revenim ușor. Și acum o să facem cercuri cu bazinul. Și o să începem întâi într-un sens, cercuri cât mai ample, simțim cum se încălzește partea de jos a spatelui. Continuăm să respirăm adânc. Și schimbăm sensul cercurilor. Ne oprim. Continuăm încălzirea cu umerii. Începem cu umărul stâng și o să facem cercuri cu umerii în față. În această încălzire urmărim să destindem bine articulațiile. Schimbăm sensul cercurilor. Putem să ne imaginăm că ungem articulațiile și le facem parcă să alunece mai bine. Ne oprim, mergem cu atenția către umărul drept acum și o să facem cercuri din spate în față cu umărul drept.
și schimbăm sensul cercurilor. Și ne oprim. Continuăm acum, aducând antebrațele în fața noastră, le vom lipi unul de celălalt. Palmele sunt împreună și degetele se intercalează. Ridicăm coatele să fie undeva în dreptul bărbiei și o să facem acum cercuri cu încheieturile mâinilor. Întâi într-o parte, și schimbăm sensul cercurilor. Încălzim bine articulațiile mâinilor. Și ușor dăm drumul la brațe. Și o să terminăm încălzirea noastră cu rotirea ale capului. Și pentru asta o să inspirăm. Și pe expir, ducem ușor bărbia în piept. Inspirăm, urcăm în partea dreaptă. Expirăm, coborâm în cealaltă parte. Și în ritmul respirației voastre facem rotiri ample ale gâtului, încălzind bine această zonă. Și când ajungem data viitoare cu bărbia în piept, vom schimba sensul cercurilor. Și când ajungem data viitoare cu bărbia în piept, ne oprim și revenim. Acum că ne-am încălzit, suntem pregătiți și pregătite de dans. Am bucuria să dansez astăzi alături de Ioana, care face parte din comunitatea noastră de dans, și împreună o să vă prezentăm un exercițiu pe care îl folosim adesea ca să ne încălzim și este un exercițiu de imaginație care pornește de la imaginea unei mingi. Aceasta nu este orice fel de minge, pentru că ne putem juca în foarte multe feluri cu ea. Mingea aceasta poate să fie cam de dimensiunea pumnului meu, să zic, și aș putea s-o rulez pe corpul meu și să știu tot timpul, op, unde e, și aș putea să o arunc și aș putea să o prind. Dar la un moment dat, dacă imaginația mea vrea, mingea asta poate să devină mai mare și pot să dansez cu ea și să-mi imaginez că este o minge foarte mare, sau este atât de interesantă mingea mea încât poate să intre în corpul meu, să fie chiar în interiorul meu și să mă danseze. Să începem acum cu muzica și să vedem cum este această joacă cu mingea. Și putem să începem de la imaginea ei mai mică și să încercăm să o urmărim tot timpul atunci când se află pe corpul nostru și să știm tot timpul unde este și ce facem cu ea. Mingea care se plimbă pe corpul nostru. Iar ideea acestui exercițiu este că atenția mea este tot timpul spre corp și spre locul în care această bilă se află.
Și ce se întâmplă dacă bila noastră devine mai mare, mingea noastră devine mai mare? Cum își modifică forma corpul nostru pentru a se mișca cu o minge mare? Și poate să se miște în multe direcții această minge. Putem să o aruncăm și să o prindem sau poate putem să coborâm la sol cu ea și să o dansăm cu părți de corp la sol. O minge mare, mare. Și mingea noastră, spuneam, că se mai poate face mică, mică, mică și să intre în sistemul nostru. Și să poată să circule în interiorul corpului nostru. Iar ideea rămâne aceeași. Noi știm tot timpul unde se plimbă mingea. Atenția mea dansează odată cu mingea din interiorul meu. Și încercăm să plimbăm mingea prin cât mai multe colțuri ale corpului nostru. Poate să se plimbe sub braț sau într-o coapsă. Și acum vă mai invit la un minut de improvizație liberă în care mingea voastră poate să fie mică sau mare, în afară sau în interior. Lăsăm corpul să se joace cu mingea noastră. Singura noastră preocupare este unde este mingea. Atenția noastră merge cu mingea. Și ușor, ușor găsim un final pentru dansul nostru cu această bilă, minge cu care am dansat. Continuăm acum cu un exercițiu în care atenția noastră va fi asupra pelvisului, asupra zonei bazinului. Și ideea va fi să ne îndepărtăm cât putem noi de mult cu corpul de centrul nostru și apoi să ne apropiem cât mai mult de el. Și de fiecare dată să încercăm să găsim posturi noi pentru a ne îndepărta și a ne apropia. Și o să vă invit să vă așezați confortabil pe podeaua, covorul
sau ce aveți voi, salteluța, sau ce aveți voi acasă. Și o să întindem corpul cât mai relaxat pe podea și ne ducem atenția către bazin, către zona pelvisului. Și o să ne dorim acum să ne apropiem cât mai mult de el, să găsim o postură în care ne apropiem cât mai mult de centrul nostru. Ne strângem, ne adunăm. Și apoi ne desfacem cât mai mult, cât mai mult. Și din nou ne apropiem, găsind poate alt fel de a ne apropia. Și ne desfacem. Ne apropiem și ne desfacem. Ne îndepărtăm cât mai mult. Aproape și ne distanțăm. Și ușor de la podea ne putem ridica în spațiul de mijloc și să încercăm să ne îndepărtăm cât mai mult de centru și să ne apropiem cât mai mult. Ne întindem și ne apropiem. Și ușor, ușor, corpul nostru începe să crească, dar cu aceeași imagine de distanțare și apropiere de centru. Ajungând ușor, ușor și ne apropiem cât mai sus. Și ne apropiem. Bun. Și rămânând cu această mișcare și cu această imagine, încercăm să-i dăm fluiditate și să se transforme într-un dans al îndepărtării de centru și al apropierii. Și ne putem juca în continuare cu nivelurile. Mare și mic. Ușor, ușor, căutăm un final pentru dansul nostru foarte mare și foarte mic. Vă mulțumim că ați dansat cu noi! Această practică a fost menită să ne relaxeze și să ne destindă, să ne deschidă corpurile. Am pregătit și o practică mai energizantă, așa că dacă te simți inspirat sau inspirată, te invităm la următorul dans.